Da, bun găsit, stimați telespectatori, suntem la emisiunea Școala Gorjeană și cum astăzi a fost o mare sărbătoare, este Ziua Internațională a Educației. Avem plăcerea să revină în studio domnul profesor Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, căruia îi spunem bun venit. Bună seara! Începem chiar cu mesajul pe care dumneavoastră l-ați adresat astăzi către cadrele didactice din județul Gorj, poate și datorită faptului că în anii din urmă ne obișnuiseră cu asemenea gesturi, cel puțin ministrul educației, de data aceasta parcă cel puțin la nivel central, probabil și pe scandalul de este la acest moment în care este băgat ministrul educației, a uitat sau în orice caz n-a mai avut în atenție principală această zi importantă până la urmă care se sărbătorește la nivel european. Pentru că astăzi aș vrea să discutăm și de o altă problemă, în sensul că noi mai avem o zi a dascălului, a învățătorului, care este mult mai împământenită decât aceasta care e luată la nivel european. Da, un coleg spunea că este Ziua Mondială a Educației, este Ziua Mondială a Educației, ceva ce e Valentine's Day pentru față de dragobetele românesc și Ziua Învățătorului. Da, o zi care ar fi trebuit să fie festivă și în multe școli și în țară și la noi în județ s-a marcat așa cum trebuie, așa cum s-a hotărât și ceea ce da, copiii și cadrele didactice au fost în școală. Au fost în școli și într-adevăr să desfășoare activități specifice acestei zile. Deci nu act didactic, dar care la urma urmei o simplă expunere a dirigintelui, a învățătorului sau a unui profesor de istorie sau a directorului unității într-un careu cu toți copiii școlii să spună ceea ce înseamnă să explice ce sărbătorim cu adevărat astăzi. Vom reveni la subiectul respectiv. Aș vrea să transmit salutul Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj și al meu personal tuturor celor care slujim această școală românească și slujim învățământul din Gorj și luptăm și ținem o pregătire și să pregătim copii pentru această țară. Și să fie pentru această țară, nu să-i pregătim pentru alții. Astăzi, 5 octombrie, este o zi de sărbătoare pentru salariații din educație din toată lumea, o zi care probabil va trece neobservată în România, așa cum a trecut de când a fost declarată Ziua Mondială a Educației. Măcar astăzi, politicienii ar trebui să se gândească la școală și să-și amintească de imaginea educatorului, învățătorului, profesorului, cei care i-au ajutat să scrie primele litere, să rostească corect cuvintele în limba română și să facă primele socoteli, cei care le-au deschis ochii către lume. Dar cel mai important, le-au călăuzit primii pași în viață, ajutându-i să devină oameni. A fi dascăl nu este o meserie, ci o profesie care nu poate exista fără dăruire și mai ales fără vocație. Sistemul educațional românesc încă se mai bucură de dascăl cu vocație, dar aceștia devin din ce în ce mai puțin. Din păcate, dascălii nu sunt apreciați la adevărata lor valoare, iar munca lor nu este răsplătită pe măsură. Nu trebuie să uităm nici personalul didactic auxiliar și nici personalul nedidactic, cei fără de care școala nu poate funcționa normal. Una Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj are obligația de a acționa prin toate mijloacele pentru îmbunătățirea statutului social al salariaților din învățământ și a condițiilor de muncă. Suntem convinși că împreună și cu perseverență, aceste neajunsuri vor fi rezolvate și vom reuși să recăpătăm statutul și respectul avute odată. Fără educație și oameni dedicați care să o facă, o națiune nu are valoare.
În această zi de sărbătoare urez multă sănătate și succes în tot ceea ce fac tuturor celor care zi de zi contribuie la buna desfășurare a procesului instructiv educativ, cadre didactice, personal didactic auxiliar și personal nedidactic, precum și elevilor și părinților acestora. Da, este un mesaj care trebuia spus în același timp, spuneți niște lucruri extrem de adevărate și din nefericire lucruri care iată că trenează de la un an la altul, de la un deceniu la altul. Și mă refeream acolo apropo de condiția de dascăl în România. Vorbim, facem eforturi, mă refer la declarațiile politicienilor, suntem prioritate națională, educația este prioritate națională, dar în continuare acest lucru nu se vede în alocațiile pentru învățământ. Școala continuă să fie, din nefericire, o cenușăreasă, iar cei care slujesc acest domeniu, din nefericire, în mare parte, acei apostoli din perioada interbelică, obligați să se descurce cum pot. Este adevărat ce spun în momentul de față? Da, din păcate aveți dreptate. Astăzi ar fi fost o zi în care fiecare dintre noi ar trebui să se ducă cu gândul la acea educatoare, la acel învățător sau învățătoare care ne-a primit, țin minte, cu o floare pusă peste abecedar și peste cartea de matematică, ca altele nu, de aritmetică, ca altele nu aveam la vremea respectivă. Și ca o paranteză, din nefericire, cei care au mers în ultimii ani și sunt acum în clasa a patra și au mers de la a întâia, n-au avut nici măcar aceste cărți pe bancă în niciun an școlar până acum la clasa a patra. De aceea vreau să atrag atenția celor care decid la ora actuală destinele învățământului, destinele țării, că să-și aducă aminte de prima zi de școală, cum a fost a lor și cum le oferă actualilor copii care intră pentru prima dată într-o sală de clasă. Să-și aducă aminte de eforturile care le-au făcut acești oameni, să-și aducă aminte că au avut 20-25 de copii în clasa acel învățător și avea timp ca să treacă pe la fiecare, să-i explice, să-i arate, să-i țină, să-i învețe cum să țină creionul în mână și creionul, că nu aveam voie să scriem la vremea respectivă decât cu creion și cu stilou. Pixurile erau interzise. Că poate era un scrisul, anumit rol în deforma scrisul. Să nu uităm serbările pe care le făceam, nu dedicate Partidului Comunist sau conducătorului, ci cu fiecare eveniment, ce însemna o sărbătoare istorică, ce însemna o sărbătoare din viața școlii. În permanență găseam un motiv să rămânem într-o seară, să venim, să vină părinții să ne vadă, să spunem o poezie, să intonăm o melodie cu toți, activități care în ultimul timp s-au declarat a fi comuniste și nu se mai practică, dar școala românească trebuie să formeze competențe și nu numai să dea informații copiilor. Copiii își găsesc vocația în școală și aici trebuie să antrenăm copilul în astfel de activități ca să se poată dezvolta. Sunt puțini colegi de-ai noștri care încă lucrează așa, au programele școlare, îi obligă să îi preseze pe copii, un sistem de învățământ intensiv în care copiii stau 5-6 ore la școală și trebuie să mai stea încă 4-5 acasă să-și pregătească temele pentru ziua următoare.
din păcate, nu știu cum, totuși avem realizări pe care se concretizează la olimpiadele internaționale la care elevii români participă. Da, este un, aș putea spune că e un factor fals în sensul că rezultatele există, dar e munca dedicată a unor oameni care s-au obișnuit să facă asta și doar a unei elite, din păcate, din învățământul nostru. Marea masă, cred că din nefericire și nu arată examenele naționale, gen bacalaureat și evaluare națională, au început să coboare ștacheta foarte... În noată ca să ajungă la mal. Problema este, apropo de, să spunem așa, ce fac cei care guvernează acest sistem și se întâmplă acest lucru după 1989, iată, a trecut mai mult de un sfert de veac și lucrurile, nu numai că nu s-au îmbunătățit, dar tare mi-e frică, situația se degradează în continuare. Avem, să spunem așa, undeva trebuie să se producă un stop al decăderii și să reîncepem să creștem. Din nefericire, deocamdată această oprire a degradării nu s-a produs, chiar dacă s-au făcut eforturi și s-a încercat, chiar inclusiv a condiții de dascăl. Și mă gândesc că au fost anii trecuți când și cadrele didactice au primit puțin mai mulți bani decât alte sectoare pentru moment. S-a încercat o echilibrare, cumva o creștere a importanței acestei munci, dar a fost pentru un timp relativ scurt și practic ne-am întors la situația dinainte. Și de aici aș vrea să pornim discuția de astăzi seară, pentru că chiar dacă suntem într-un moment festiv, trebuie să discutăm problemele care ne dor. S-a vorbit mult de această reașezare a salariilor, care teoretic n-ar trebui să diminueze salariile niciunui cadru didactic, de fapt niciunui salariat din educație, urmând ca să fie chiar o mică creștere în cele două etape ale legii. Din ce vine dinspre școli, din păcate nu prea e așa. Din ce semnale aveți dumneavoastră? Din păcate nu vin dinspre școli semnalele. Semnalele au venit de la Guvernul României, care a dat această ordonanță. Ordonanță pe care ei nu au făcut o simulare să vadă ce înseamnă aplicarea ei și după aceea să bage acel paragraf că nimeni nu va avea salariu mai mic în august decât în iulie, dar în schimb, da, într-adevăr, salariul nu l-are nimeni. Dar veniturile sunt mulți care le-au diminuate. Și asta mai ales se vede pe septembrie, luate în octombrie. Da, se vede, da, și este vorba de un segment de al personalului din învățământ, un segment fără de care noi nu ne putem desfășura activitatea, pentru că asta mi-ar mai trebui mie ca profesor ca să îmi fac și statul de plată, eventual să-mi fac fișa de pontaj și să eventual să-i dau directorului și el să-mi dea banii. Avem personalul care lucrează în secretariat, personalul care lucrează la contabilitate, care asigură, cum s-ar spune, spatele sistemului de învățământ. Circulă în educație, în sistem, un proiect de ordin care ar putea deveni realitate foarte curând, se vorbește de 1 ianuarie, nu știu dacă știți de el, cu siguranță probabil ajungi și la dumneavoastră, care presupune o reducere și mai drastică a salarizării la număr, deci o salarizare după numărul de copii. Practic toate școlile, dacă până acum erau la 32 grupe clase, la 30, pardon, grupe clase, acum se coboară la 500 de elevi. Deci nu se mai ține cont de numărul de grupe și de clase pe nou ordin, dacă el se va aplica. Care înseamnă alte amputări de salarii și de această amputare, sau ca să-i spunem noi, de reducerea a banilor care vin către învățământ, de mult se tot coace.
Dacă n-ai fost reacția sindicatului în ultimii ani, probabil se aplica deja. Exact, asta. Deci în anii anteriori am reușit să blocăm acest ordin de ministru. A încercat și domnul Pricopie, a încercat și domnul Câmpeanu, dar document băgat direct sub nas de acei funcționari din Ministerul Educației care nu mai pleacă odată, dar s-au împământănit acolo, stau de peste 20-25 de ani în Ministerul Educației și tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă din vina lor. Deci cu miniștrii respectiv am reușit să blocăm această schimbare, deci cu aducerea ministrului Curaj, care numele nu-l recomandă, în sensul că nu a luat nicio decizie, nu a putut nici cea mai mică decizie să o ia, să semneze un ordin de ministru în afară de structura anului școlar, care și aia a fost bâlbăită. Da, și practic nu a mai fost respectată de nou ministru. Exact. Acum un nou ministru îl găsiră cu bube în cap, cu probleme de dosar, și, da. Exact, iar la fel îl adusără și pe ăsta la tăcere, nu va mai lua nicio hotărâre. Cred că undeva cineva lucrează pe dedesubt împotriva sistemului de învățământ. Efectiv, toate semnalele de alarmă în sensul bun trase de către sindicatele din învățământ, în speță de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, nu s-au auzit. Li s-a explicat, domnule, noi nu urmărim doar bani mulți în buzunarul profesorului. Noi ne interesează și condiția dascălului, ne interesează sistemul de învățământ, ne interesează programele școlare care sunt stufoase, programe pe care copiii nu le mai pot parcurge. Păi sunt programe și manuale de 20 de ani, mai bine. Și care nu, cum să zic, în, la examenele naționale de sfârșit de ciclu de învățământ nu fac față. Dacă nouă ne aduci în sistemul, în învățământul liceal, ne aduci un copil care nu și-a însușit nici măcar de nota 5 sau 6 materia ciclului gimnazial, degeaba mi-l aduci la liceu, că niciodată ăsta nu va ajunge ca să ia 6-le la bacalaureat. Dar în diverse statistici europene figurăm că avem atâția elevi care sunt în liceu. Nu că termină liceul, că nu mai termină acum. Sau poate că îl termină, dar atât, îl termină. E, vedeți, lucrurile ăștia au stat pe agenda de lucru a sindicatelor. Se formează și se mai vede, mai iese la lumină încă o problemă. Din ce în ce, foarte mulți profesori buni care pot ca să-și aducă contribuția la dezvoltarea învățământului, nu se mai implică. Nu se mai implică în, deci mă refer la cei mai buni profesori, cei mai buni cunoscători ai sistemului de învățământ, oameni care au o experiență în spate, chiar și profesori tineri, că sunt și profesori tineri foarte bine pregătiți și care au o viziune. Foarte mulți își văd de treaba lor, fac o treabă nemaipomenită la catedră, își fac datoria și atât. Aici greșesc profesorii, aici greșesc toți lucrătorii din învățământ. Ne lăsăm conduși de alții care nu cunosc sistemul, care nu cunosc realitatea și mergem înainte, lasă-i. El își face foarte bine meseria, chiar și pe salariu acela mic. Ori nu, nu trebuie. Deci trebuie să luăm atitudine pentru fiecare, pentru fiecare gest care este necugetat al celor care ne conduc, cei din Ministerul Educației, chiar și cei din politică.
Observați acest, de ani de zile noi am solicitat sindicatele, am solicitat organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director, de director ajuns, să existe o stabilitate, să aibă o siguranță omul acela pe care este pus să conducă o unitate școlară. Dom'le, eu sunt pe o perioadă de 4 ani, de 5 ani, în această perioadă eu voi face asta. Școala trebuie să arate așa, copiii care termină școala trebuie să îmi ia 80% bacalaureatul sau să-l aduc de la 20 la 50 prin ceea ce fac, prin munca cu colectivul de cadre didactice. Pentru asta noi am solicitat concursuri, dar nu într-o manieră de asta le arunci la oameni o tematică care nu are relevanță. Pentru că în verificarea cunoștințelor acestor oameni, pentru că acești oameni nu dau concurs la psihologie sau ei au parcurs aceste module de psihopedagogie și din ceea ce am văzut eu, acele teste care sunt propuse pentru proba scrisă, să vedem cât de inteligent, ce rapiditate de gândire are directorul, de parcă directorul primește odată o lege și gata, imediat trebuie să fie atât de ager încât în 2 minute să-i dea drumul să... Problema de ar fi vorba de lege. Că o lege până la urmă cât de cât o aplici, o ai apare metodologie de aplicare a ei și urmezi pe noi. Asta trebuiau verificate, nu noțiuni de psihopedagogie, rapiditatea gândirii, matematică, logică, matematică. Avem acum deja la nivelul județului Gorj o listă cu cei care s-au înscris, este publică dată de inspectoratul școlar, sunt foarte multe școli, da, sunt foarte multe școli la care nu a depus nimeni un dosar de candidatură. Ce se întâmplă cu aceste școli? În primul rând, conform metodologiei și acel director care poate conduce de 5-6 ani de când nu s-a mai organizat sau poate a fost cu concurs în, atunci cu 8 ani când s-a dat... Ultima dată, poate de atunci conduce și... În astfel de condiții în care... nu verifici cunoștințele de legislație, de management al conducerii actului educativ, poate oamenii au zis n-are rost ca să facă jocurile, dar și din păcate aceștia, conform metodologiei, vor trebui să părăsească postul de director dacă nu s-a înscris. Și pe cine aducem în loc? Pentru că dacă cineva vroia din acea școală ca să fie director, se considera mai priceput decât actualul, venea și se înscria la acest concurs. Sau așteaptă la cotitură, las că ăsta nu ia sau ăsta nu ia și sar eu imediat. Și atunci ce facem? Pe cine aducem în fruntea școlii? Nu, se speculează acum, am văzut și sunt multe pe internet. Scuzați, da, și în organizarea comisiilor de examen. Ce competențe au cei care vin în comisia de examen, de evaluare la proba orală, cei care sunt cei doi de la Consiliul Local, cei doi... Sau administrație locală, da, administrație, de la primărie. Ceilalți doi colegi care din cadrul școlii care vin. Mă gândesc dacă aveau niște competențe deosebite, participau la concurs. Bine, poate unii nu-și doresc să fie director. Și ajungem la ceea ce spuneam mai devreme. Trebuie să ne implicăm în conducerea sistemului de învățământ, în ceea ce facem. Nu trebuie să lăsăm pe acel, dacă el e director, îl lăsăm pe el să facă. Nu. Trebuie toată lumea. Deci și de la debutantul care își găsește un loc de muncă într-o școală să se implice în conducerea școlii. Că școala nu ia directorului. Directorul ia doar emul de conducere. Școala este a tuturor profesorilor, toți trebuie să se implice și, într-adevăr, e problema banilor, a salarizării.
Din nefericire, de multe ori, ziceați de școala că nu ia directorului, de multe ori poate într-o școală poți discuta cu directorul și cu liderul de sindicat, că de foarte multe ori și liderul de sindicat joacă un rol important. Dar, de fapt, spuneați dumneavoastră mai devreme altceva și cred că aici este marea noastră problemă. Se așteaptă de la... Deci, cadrele didactice au ajuns să facă orice altceva, de la ISU și până la protecția muncii și toate și multe alte comisii, chiar dacă au fost simplificate printr-o măsură în acest an, prin nou regulament școlar, practic comisiile sunt acelea sau chiar mai multe, pentru că rămân subsidiarele celorlalte. Că dacă vine, nu apare niciune comisie, de exemplu cornul și laptele sau altele, de ele vor trebui să fie sau comisia diriginților sau comisiile metodice și multe altele. Și va mai veni și cu o masă caldă la prânz. Da, și automat, deci profesorii la școală au foarte multe sarcini pe lângă cele școlare. Procesul didactic, da, trebuie ca să le facă și after pe acestea. School și alte chestii. Sunt, într-adevăr, lucruri care trebuie ca să le facem. De exemplu, nu pot ca să nu fac protecția muncii sau protecția copiilor, să le prezint regulile de circulație, cum trebuie să se comporte pe stradă, ce reguli de circulație, ce înseamnă să folosești telefonul pe stradă când el trece cu telefonul la ureche, fie și pe trecerea de pieton, dar mașina vine din stânga lui și la ce se expune, ce înseamnă că, Doamne ferește, e o alarmă de incendiu și care este reală, poate să fie reală, acum în școli se simulează, dar poate să fie reală și copilul ăla care învață la etajul 2 se duce și coboară pe aceeași scară care coboară și cei de la etajul 1. Și se îmbulzesc și acolo, deci sunt lucruri care sunt strict obligatorii să le facem în școală, pe lângă procesul de învățământ, dar trebuie să ne implicăm ca și dascăli și în educația copiilor. Cu siguranță, am vorbit la modul ideal la cei care se implică, din păcate da, sunt doar o parte sunt din doar cei o parte, care... Sunt doar da, o parte care participă la toate aceste activități, la viața școlii. Nu pot să rămân indiferent când văd o căruță că vine în curtea școlii în mediul rural și încarcă lemne din grămada de lemne a școlii. Chiar nu mă interesează de ce, unde se duc lemnele alea din curtea școlii. Am dat un exemplu de da, și acțiune probabil de sesizare. Probleme găsim prin foarte multe locuri. Bineînțeles, condiția dascălului în anul de grație 2016 este destul de precară, am putea spune. Pe de altă parte, cum spuneam, s-au făcut și pași în direcția bună. Dar dacă ar fi să venim cu veștile, mai ales că dumneavoastră veniți dinspre sindicate, care este momentul de față, să zicem așa, comunicarea pe care o are Federația Sindicatului Liber de Învățământ cu Ministerul Educației pe aceste probleme și multe altele, pentru că din ce se vede, comunicarea nu pare să fie chiar dintre cele mai fericite, sau cel puțin nu o percepem noi la nivelul media. Da, nu este o colaborare, sau chiar dacă există această colaborare, nu se materializează. Degeaba ne întâlnim la Ministerul Educației, degeaba ne întâlnim la Ministerul Muncii sau la Ministerul Finanțelor și discutăm problemele cu care ne confruntăm. Deci în această toamnă a fost această aplicare a legii, a ordonanței 20, care a fost cu trâmbițe și cu probleme pentru o mare parte din angajații din învățământ și luptăm, ia ca s-au dat două ordonanțe de metodologii de aplicare a acestei ordonanțe și tot nu au fost suficiente pentru a îndrepta greșelile făcute. Va veni și a treia? Va veni și a treia, se lucrează la ea, am trimis din teritoriu, ce-i drept, e rușinos, deci toată lumea se plânge, dar nimeni nu scrie. Nu am primit decât de la vreo 4 școli, domne, nu este bine asta.
adică gen Școala Cărpiniș, Palatul Copiilor, iar la fel vreo două școli de la Motru care au spus, domne, nu este de la Liceul Rovinari, Secretariat Contabilitate, domne, aici nu este bine că munca secretarul, fiecare 800 de copii, fiecare are 200 de copii, face muncă mult mai altă muncă ăla cu 800 față de la cu 200 și pentru că n-are peste 1000 de copii, am dat un exemplu, nu beneficiază. Deci noi de acele sporuri de secretar, șef, de contabil, șef, noi aici am zis, haideți să le mărunțim, domne, peste 200 de copii sau până la 200, până la 500, până la 1000, 1500 de copii sau de 10 clase, 15 clase, 20, 25, deci și modifici procentul care are dreptul acel secretar sau acea contabilă. Și ce este mai important și încercăm să rezolvăm această problemă, știm că a doua tranșă de majorare a salariilor este undeva în luna decembrie 2017 și s-au făcut demersuri pentru a fi adus în ianuarie 2017 această majorare. Deocamdată nu avem nicio undă de speranță, nimic vis-a-vis de aceasta. S-au întrunit comisiile de dialog de la nivelul ministerelor cu sindicatele, au fost puse pe tapet toate problemele care sunt, să vedem dacă este și voință din partea celor care conduc destinele învățământului, al finanțelor. Da, sunt și câteva mesaje, sunt mai multe cadre, bănuiesc că sunt din domeniul învățământului cei care ne știu, ne spun la mulți ani sau sunt părinți, deși la mulți ani tuturor cadrodidactice până la urmă și elevilor, e ziua educației ziua până la urmă. Educației. Cineva vă întreabă așa, domnule președinte, ce fac sindicatele cu această ordonanță 20 pentru că ea creează multe probleme și din câte se pare nu se va rezolva nimic? Nu se înțelege. Sunt lucrător în învățământ, da, și aș vrea să știu mai multe, dar mai zice ceva aici, are nu se înțelege. Deci probabil eu undeva de nu n-a scris. Răspunsul l-am dat mai devreme. Deci știm, deci nu suntem rupți de realitate și chiar președintele nostru cunoaște, e un om, cum s-ar zice, al cifrelor și mereu a făcut comparație și a arătat, domne, asta e atât, păi nu este bine și sunt puse pe tapet, problema este să le și, să fie și auzite. Cert este că s-ar putea să avem nevoie de colegii noștri, pentru că sindicatele nu este liderul de sindicat din școală, sindicatele nu este Huică, nu este Hăncescu, ci sindicatele sunt toți colegii noștri, toate cadrele didactice și toți trebuie să luăm atitudine în această direcție. Asta vă spune un telespectator, spune bună seara, domnule Huică, trebuie să ieșim cu toți în stradă dacă vrem drepturile. Singur doar dăm din gură și nu facem nimic. Asta este realitatea, adică noi facem demersurile mai departe, dar și acești oameni care ne reprezintă la nivel național, dacă nu au spatele asigurat, în sensul că să fie susținut și nu-i musai ca să ieșim în stradă, să perturbăm procesul de învățământ. Este suficient să luăm atitudine cum a fost acea acțiune pe care i-am solicitat pe colegi în 25 și 27 mai, în pauza mare, toată lumea să iese în fața școlii, să lăsăm școlile goale, în semn de protest, nu ne costa absolut nimic. Doar toată lumea, domne, față de politica de salarizare, față de
conducerea învățământului, protestăm. 10 minute rămâneau școlile goale. Să vadă opinia publică ce ar însemna o școală fără artiști, fără elevi, fără profesori. Avem un mesaj, dar care cred că nu este destinat emisiunii noastre. Mărturisesc că nu știu dacă nici măcar pentru colega Aura de la emisiunea de mai devreme, de la Ordinea de Zi. E ceva legat cu pădurile în comuna Padeș, deci nu este subiectul, este subiectul așa. Mergem mai departe. Un alt mesaj vă întreabă, domnule sindicalist, n-ar fi mai bine ca profesorii să-și facă și datoria, nu să ceară doar drepturi? Cineva? Cu regret, dar și dumneavoastră, ca și conducător de unitate, ca de unitate școlară, ca profesor cu ani în urmă lăsați pe băncile școlilor, trebuie să recunoaștem că mai sunt și unii colegi care își fac meseria pe jumătate sau cu indiferență. Este rău. Problema care se pune și la care toată lumea trebuie să se gândească, că acel copil este nevinovat, el vine la școală să învețe, iar eu ca nu-l interesează, el nu știe că eu am salariu mic sau dacă mie mi-ajunge salariu, dar dacă am rămas în învățământ, trebuie și toți colegii, deci, să accepte această situație. Că da. Și dacă pleacă, nu este o soluție că poate vine un alt cadru mai slab pregătit, că știm ce ne mai vin de pe băncile facultăților. Da, spune cineva că în alte județe din țară, mai ales în Ardeal, profesorii tineri nu vin în învățământ, pleacă în străinătate sau spre alte joburi mai bine plătite. Probabil și la noi în județ, dacă s-ar găsi, ar fi oferta pentru locuri de muncă mai bine plătite, și la noi, deci nu n-am avea atât de mulți la examenul de titularizare, nu am avea atât de mult la examenele de definitivat și cred că ar fi un lucru foarte rău. De bine, de rău, la noi în județ au venit în ultimii ani, au venit copii, le spunem copii, de pe băncile facultăților, bine pregătiți și care vor să muncească. Important este cei care suntem mai în vârstă să-i ajutăm, să le dăm o mână de ajutor, să se integreze, să învețe ceea ce au de făcut. Cineva vă întreabă, cred că și la precedenta ediție, când ați venit invitat, v-a întrebat cineva, sau poate e aceeași persoană, ce se întâmplă cu diferențele salariale de la hotărârile judecătorești? Se mai plătesc acestea în 2017 sau s-a renunțat definitiv la ele? Vă dați seama că noi nu am renunțat, noi am solicitat, deci pentru 2016 guvernul anterior le-a plătit până la 31 decembrie 2015. Pentru 2017, deci noi am încercat, deci de la începutul anului am făcut demersuri către guvern, către minister, să includă acești bani pentru sentințe, să-i luăm măcar în a doua parte a anului 2016. Pentru 2017 vă dați seama, deci, că acum este în discuție stabilirea costului standard pentru anul 2017, ca să se creioneze bugetul învățământului, și în bugetul anului 2017 vor trebui prinși acești bani. Să nu uităm că a apărut și legea 85, care prevede și pentru profesorii care nu au avut sentințe judecătorești trebuie ca să primească, chiar noi suntem reportați.
pentru că ei primesc toată suma odată, cei care s-au pensionat sau care urmează să se pensioneze când pleacă față de ceilalți, că avem destui profesori care sunt la pensie și încă n-au primit, iar alții au părăsit această lume cu banii neprimiți. Dar sperăm să-i prindă în buget. Noi mai avem unele prevederi prinse în contractul colectiv de muncă, care ne-am zbătut pentru ele și să le obținem, să le prindem acolo, și în fiecare an, prin legea bugetului, ne sunt oprite. Sperăm, în acest an, luna noiembrie, expiră contractul colectiv de muncă, sperăm să negociem un contract mai bun, dar și un contract care să fie aplicabil. Da, și aici e o mare problemă, pentru că sunt unele lucruri din acele contracte de muncă de până acum care n-au fost aplicate, adică au fost suspendate de la un an la altul. De aplicare în fiecare an, și tot așa. Suntem pe final de emisiune, suntem în zi de sărbătoare, cum spuneam, ziua mondială a educației, ne-am racordat și noi la nivel european, poate să ne racordăm la un moment dat și la... și la condițiile, la condițiile din vest, măcar din vestul Europei. Tot apropo de biografia de concurs, tot se referă ea doar la țări din vestul Europei, nu prea are legătură cu răsăritul. Din acest punct de vedere, vă urăm succes în demersul de a apăra interesele celor care lucrează în educație și în același timp să ne dorim ca sistemul să funcționeze mai bine în anii ce vor urma, pentru că provocările sunt foarte, foarte mari. Vă mulțumesc, vreau să mulțumesc cu această ocazie tuturor lucrătorilor din învățământ că sunt în continuare alături de sindicate și îi asigur de toată implicarea noastră în problemele învățământului și am rugămintea să ne susțină. Poate nu întotdeauna reușim, dar orice nereușită de azi trebuie ca să mergem mai departe până obținem acele drepturi. Niciodată nu ni s-a dat nimic fără să cerem. Cu siguranță. Vă mulțumim pentru prezența noastră de astăzi seară. Dragi telespectatori, a fost cu noi domnul profesor Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!